Well, tonight we're talking about the difference between men and women. În seara asta vorbim de diferența dintre bărbați și femei. And then at the conclusion, I'm going to tell you why. Și la concluzie, la final, o să răspun de ce vorbim despre asta. Most of you kind of figured out you were different. Cei mai mulți v-ați prins până acum că sunteți diferiți. But we're going to get down into the details of why. Dar vom intra în detaliile de, și anume de ce suntem așa. Now, sometimes we're surprised that women and men respond so differently to each other. Câteodată suntem surprinși că bărbații și femeile răspund diferit unii la alții. But all we have to do is look at boys and girls to see, figure out something's wrong here. Dar e nevoie doar să ne uităm la băieți și la fetițe ca să ne dăm seama că ceva nu e ok acolo. I remember taking an educational psychology course in college. Când eram în facultate, am luat un curs de educație psihologică. And one of the theories about children. Și o teorie legată de copii. Was that they were born a blank slate. And then their environment created who they are. Este că sunt născuți așa cu mintea fără nimic în ea și apoi mediul influențează ceea ce ajung ei să devină în timp. And they used a Latin term called tabula rasa, which meant blank slate. Și foloseau termenul latin tabula rasa, care înseamnă avea un cearșaf gol, să zic așa. And I concluded that tabula rasa meant psychologists who never had children. Și am dat concluzia că acest concept a fost inventat de psihologi care n-aveau copii încă. Because little boys and little girls are different. Pentru că copiii, chiar și cei mici, băieți și fetițe, sunt diferiți. And I can explain it in the context of a thing called My Little Ponies. Și pot să explic asta în contextul unui lucru numit Poneii mei cei mici. Do you know what My Little Ponies are? Știți ce sunt My Little Ponies? None of the guys raised their hand, thankfully. Băieții n-au ridicat mâna, din fericire. They're these different colored little ponies that usually little girls play with. Sunt niște ponei micuți colorați cu care de obicei se joacă fetițele. And my oldest daughter Whitney had a ton of these things. Și fiica mea cea mai mare, Whitney, a avut o grămadă. And she would play with these things in her room all the time. Și se juca cu ei în camera ei tot timpul. And the My Little Ponies would all talk to each other. Și acești ponei vorbeau unul cu celălalt. Mom, how are you? I'm fine. Oh, ce mai faci? Sunt bine, în regulă. That's very good. Learning. They would sing to each other and have concerts. Își cântau unul altuia, aveau concerte împreună. And so then when my son was born, și când s-a născut fiul meu, my daughter was so excited to have someone to play My Little Ponies with her. Fiica mea era foarte bucuroasă să aibă cu cine să joace cu ponei. And when Curtis got old enough to do this, și când fiul a ajuns destul de mare ca să facă asta, all he really wanted to do was to kill the My Little Ponies. Tot ce își dorea era să omoare ponei. She would go, hey, how are we doing with the ponies? Ce mai faci, ponei aici? And he'd be like, just trying to kill them off. Încerca să îi execute dacă putea. Because boys have a gene called the death and destruction gene. Pentru că băieții au o genă care e pentru moarte și distrugere. And generally girls don't have that one. Și în general fetele nu au așa ceva. I remember with Curtis we're sitting at the dinner table one day. Țin minte cu fiul meu Curtis stăteam o dată la cină. And my wife had made carrot sticks. Și soția mea a făcut bețișoare din morcovi. And she cut them to where they're at a point. Și îi tăiase așa încât erau un pic într-un unghi. And Curtis picked one up and looked at me and said, "Dad." Și Curtis a luat unul dintre ei și s-a uitat la mine și a zis, "Tată, you could stab somebody with one of these." Ai putea să omor pe cineva cu ăsta. And I said, "Yes, you could." Și s-a îndreptat. Because it's a death and dismemberment thing. Pentru că e așa o atracție către a tăia, a omorâ, a face ceva. And he did and thought of things that my daughters never thought of. Și fiul meu făcea și se gândea la lucruri la care fiica mea nu s-ar fi gândit niciodată. One day my youngest daughter said, "I think somebody just went by our house on a chair." Într-o zi fiica mea a zis, "Cred că cineva a trecut pe lângă casa noastră într-un scaun." Our house is on a street that's on a very big slant. Casa noastră e pe o stradă cu o pantă foarte foarte accentuată. And my wife said, "No, you didn't see somebody go by on a chair." Și soția mea a zis, "Nu, n-ai cum să fi văzut pe cineva care a mers pe lângă casă într-un scaun." Oh yes, she did. It was Curtis. E bine, ba da, văzuse, era fiul meu. At the top of our street, în vârful străzii, somebody was throwing away an office chair with wheels on it. Cineva arunca mobilă de birou și era un scaun de birou cu rotițe. And he is riding this thing down the street. Și Curtis coboară strada pe scaunul de birou. And my wife Lee is like, "You better stop him." Și soția mea spune, "Ar trebui să faci ceva să-l oprești." I said, "Why? If he dies, he dies happy." Și am zis, de ce? Dacă moare, moare fericit. You know, another gene that the boys have that girls don't tend to have is the jump up and touch something gene. O altă genă pe care o au băieții și nu au fetițele este gena de a sări în sus ca să atingi ceva. When boys get about 12 years old, they just start jumping.
când băieții au vreo 12 ani, încep să sară. And we don't really know why. Și nu știm de ce. They just start looking up and like, I think I could touch that. Se uită în sus și zic, cred că pot să pun mâna pe aia. I can walk into somebody's house and tell if they have a 12-year-old boy. Pot să intru în casa cuiva și să-mi dau seama dacă au un băiat de 12 ani sau mai mult. Because all over every doorway is a handprint. Pentru că deasupra ușilor există câte o amprentă de mână. They just can't help themselves. Nu pot să se rețină să facă asta. Another gene little boys have that girls don't have is the authentic truck noise gene. O altă genă care au băieții și nu au fetele este gena sunetului autentic de mașină. Let's just test the theory here, okay? Hai să testăm aici teoria. When I count to three, când număr până la trei, ladies, fetelor, I want you to make your best truck noise. Vreau să scoateți cel mai bun zgomot de camion. Are you ready? Sunteți gata? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Do I need to say anything else? Nu mai nevoie să dovedim deja? That sounded like a toy truck. Era un camion de fucărie, așa a sunat. Guys, when I count to three, băieți, când număr până la trei, let's hear it. Să auzim. 1, 1, 2, 2, 3. 3. You just got it. Ați prins-o, v-ați prins. We're also able to make bomb noises and you can't do that either. Băieții pot să facă și zgomote de bombe și fetele nu pot nici asta. Let's test it. Hai să încercăm asta. When I count to three, ladies, blow something up. Dacă numărul până la trei, fetelor, aruncați ceva în aer. 1, 1, 2, 2, 3. 3. It sounded like you blew your nose. Parcă v-ați șters nasul doar. Okay, man, here we go. 1, 2, 3. 3. It's a gene that boys have that girls don't have. E o genă care apare doar la băieți, nu și la fete. We also have the rock skipping gene. Mai avem încă o genă, cea de a sări peste pietre. Men can hardly walk around a body of water without wanting to throw something in it. Un bărbat greu trece pe lângă o apă fără să vrea să arunce ceva în apă. Ladies, if you're out with a guy and you're walking around water, dacă fetelor sunteți ieșiți undeva cu un băiat și sunteți undeva lângă o apă, you're thinking how romantic. Și vă gândiți cât de romantic e acum. He's not. El nu se gândește la asta. He's looking for a rock. El caută o piatră. And before you know it, he's throwing it in the water. Și înainte să te prinzi să faci ceva, dă în apă cu ea. And before you know it, you're in a rock skipping contest with him. Și înainte să te prinzi, ești într-un concurs. Cine dă așa încât să fie mai multe, să sară piatra de mai multe ori pe suprafața apei. And you're thinking, why are we doing this? Și te gândești, de ce facem noi asta? It's just the genes boys have that girls don't have. Doar o genă pe care au băieții și nu au fetele. And so tonight I want to walk you through a series of things that make men and women different. Și în seara asta vreau să vă plimb printr-o serie de lucruri care ne fac diferiți ca și bărbați și femei. And the first one is this, our thinking process. Și primul este asta, procesul gândirii noastre. Now ladies, I know you're thinking men don't think at all. Știu că fetelor gândiți că bărbații nu prea gândesc deloc. But we really do. Dar de fapt chiar o facem. But the way we think is compartmentalized. Dar modul în care gândim noi este foarte compartimentalizat. We are very good at putting everything in boxes. Suntem foarte buni în a pune totul în niște cutiuțe. And our boxes don't touch each other. Și cutiile nu se ating una pe cealaltă. We have a relationship box. Avem o cutie pentru relații. We have an emotion box. Una pentru sentimente. We have a work box. Una pentru muncă. We have a box that has nothing in it. Și avem o cutie care nu are nimic în ea. One of the things that men are able to do that women can't do is we cannot think. Un lucru pe care bărbații pot să-l facă și fetele nu, e să nu se gândească la nimic. And women, you can't throw your brains into neutral. Și fetelor, nu vă puteți pune mintea pe neutru. But men do a good job of it. Dar bărbații pot să facă foarte bine. If you ever ask a man, what are you thinking? Dacă vă întrebați pe un bărbat atât, la ce te gândești? And he says nothing. Și el se răspunde, spune, la nimic. You're thinking liar. Te gândești mincinosul. He's not thinking anything, he's flatlining. Dar de fapt, chiar nu gândește la nimic și în mintea lui e așa o pauză mare. One of the things that's different between men and women. O altă diferență între bărbați și femei. If you say to a man, how did that make you feel? Dacă îl întrebi pe un bărbat, cum te-a făcut să te simți asta? He has to think about it. El trebuie să gândească la răspuns. Because men think or feel. Pentru că bărbații fie gândesc, fie simt. Women think and feel. Femeile
se gândesc și și simt în același timp. For us it's two separate activities. Pentru noi sunt două activități complet separate. And so our compartmentalization. Și de aceea modul în care noi compartimentalizăm takes us to the nothing box a lot. De multe ori ajungem în cutia cu nimic. For ladies it's very different. Pentru doamne e foarte diferit. You have one box. Voi aveți o cutie. It's a very big box. O cutie foarte mare. And everything's interrelated. Și toate lucrurile sunt acolo și sunt interconectate. Everything connects together. Totul se leagă împreună. It's one of the reasons why you multitask well. De aceea fetele de obicei fac multitasking foarte bine. The fact that men compartmentalize is one of the reasons why they do well in war. Faptul că bărbații compartimentalizează e motiv pentru care se descurcă relativ bine într-un război. Here's another small thing that's different between men and women. Încă un alt lucru minor care e diferit între bărbați și femei. And it has to do with memory. Și are de face cu memoria. Now I mentioned this last night a little bit. Vorbeam un pic de asta și aseară. But for men and women, memory is very different. Dar pentru bărbați și femei, amintirile sunt foarte diferite. When a woman has a memory, când o femeie are o amintire, she can also feel the emotion attached to the memory. Ea și resimte emoția atașată cu acea amintire. And men don't generally do that. Bărbații în general nu fac asta. So when you say to the man, și când spui de exemplu bărbatului, do you remember how you felt when you first saw me? Îți amintești cum te simțeai când m-ai văzut pentru prima dată? He doesn't. Nu, nu își amintește. He remembers what he ate. Își amintește ce a mâncat atunci. But he doesn't remember how he felt. Dar nu își amintește ce a simțit atunci. And it's usually at that point. Și de obicei în acel moment. That he's praying God will let him know how he felt. Se roagă și Doamne ajută-mă să-mi amintesc ce am simțit atunci. So he can just say something to you about how he felt. Ca să îți poată spune ceva despre ce a simțit atunci. And so usually he says this. De obicei spune ceva cam așa. I felt good. M-am simțit bine. Really good. Chiar bine, chiar fain a fost. Because he's looking for anything at that point. Pentru că în momentul ăla caută orice scăpare să iasă de acolo. It's another reason why in marriage, for those of you who are married, un alt motiv pentru care în căsătorie, pentru cei care sunteți căsătoriți, a woman often tries to recall what it was like when you guys were dating. O femeie încearcă să-și amintească cum era când erați încă în perioada de curtare. She'll say, do you remember when we did this? Și spune, amintești când făceam asta? Why do women always go back to the dating years? De ce merg înapoi femeile înapoi în timpul de curtare? Because it's the time she felt most pursued by him. Pentru că se simțea cea mai adorată și cea mai se simțea că este în atenția lui cel mai mult. And that is a very good feeling for her. Și pentru ea era un sentiment foarte bun acesta. And it's usually an indicator. Și de obicei acest lucru indică faptul that she's not feeling that way now. Că nu se mai simte așa acum. So every time a man hears his wife say that, deci ori de câte ori un bărbat își aude soția spunând asta, he should be reminded he needs to make an emotional investment in her. Trebuie să-și amintească că are nevoie să facă o investiție emoțională în ea. Here's another way men and women are different. Un alt mod în care sunt diferiți bărbații și femeile. It has to do with communication style. Și are de face cu modul de comunicare. Men tend to speak in bullet points. Bărbații pot să vorbească în paragrafe, așa cu liniuță. When you ask a man, how was your day? Când întrebi un bărbat, cum ți-a fost ziua? He does this. El face cam așa. Da, punctul 1, 2, 3. He just gives you the bottom line. Și îți spune esența. Women tend to speak in context. Femeile tind să vorbească în context. So you do this. Și voi faceți cam așa. And usually for men we're confused. Și bărbații de obicei sunt un pic confuzi în acel moment. We're going. And we get lost somewhere over here. Și undeva ne pierdem pe drum. My wife, my first wife Lee. Prima mea soție Lee. She used to speak in parentheses. Vorbea tot timpul în paranteze, deschidea frecvent o altă paranteză. She would start a sentence. Începea o propoziție. And then all of a sudden she'd drop in a parenthesis. Și apoi insera o paranteză. And that parenthesis could go for a long time. Și acea paranteză putea să meargă mult timp. And then eventually she would close the parenthesis. Și la un moment dat o închidea. And come back to the original. Și se întorcea la prima idee. I think. Cred că. And so I spent a lot of time like this. Și stătea foarte mult timp cam așa. Uh-huh. It's kind of like that feeling when you go up to a drive-through restaurant. E sentimentul ăla când mergi la un restaurant la care poți să fii servit din mașină, la un fast food. Do they do that at the McDonald's here?
cum este și aici la McDonald's. Where you can drive your car up and talk to a speaker. Do they have restaurants like that? Avem și noi așa la McDonald's unde poți intra cu mașina și vorbești într-un microfon. It's the same look when you say I want a Big Mac. Și aceeași privire care o primești atunci când spui vreau un Big Mac. And they speak back to you and they go. Și îți răspund cam așa. Uh-huh. And then they say. And you go. Uh-huh. And you don't know if you've just purchased all the food in the restaurant or not. Și nu știi dacă ai comandat cumva toată mâncarea din restaurant sau nu. That's the look time sometimes men have when they're having a conversation with women. De multe ori așa o astfel de privire au bărbații când au o conversație cu o femeie. There's even studies they did for children. Sunt studii făcute pe copii. And they, in these studies they had boys and girls talking. Și în aceste studii erau băieți și fete care vorbeau unul cu celălalt. And little boys would get frustrated with the conversation because they couldn't keep up. Și băieții deveneau frustrați cu discuția pentru că nu puteau ține pasul. Because the little girls were bouncing around to different subjects. Pentru că fetițele săreau din subiect în subiect. And he eventually would go, let me make a truck noise. Și când nu mai puteau, zicea, ok, pot să fac un zgomot de camion acum. But let me say something about this communication. Dar să mă întorc la comunicare. Many times a husband with his wife, de multe ori un soț cu soția lui, when she begins to communicate, când ea începe să comunice, will say something like this. Va spune ceva de genul ăsta. Just give me the bottom line. Doar spune-mi pe scurt ideea. Just say it quick. Spune repede ce s-a întâmplat. And what he's saying to her is, I don't like the way you communicate. Și ce spune de fapt este, nu-mi place modul în care comunici. Oftentimes for the woman when she's talking with her husband, de multe ori o femeie când vorbește cu soțul ei, she's saying, give me more details. Zice, dă-mi mai multe detalii. Let me know what's going on around it. Explică-mi ce s-a mai întâmplat în jurul subiectului. And in many ways she's saying, I don't like the way you think. Și la fel și ea spune, nu-mi place modul în care tu comunici. It does not mean that men shouldn't learn to elaborate. Nu înseamnă că bărbații n-ar trebui să învețe să elaboreze mai mult. And it doesn't mean that sometimes women need to bring it down a little bit. Și nu înseamnă că femeile n-ar trebui să învețe câteodată să scurteze ideea. But if the communication is I don't like the way you talk, dar dacă comunicarea este nu-mi place cum îmi vorbești, then it's saying I don't accept you for who you are. Asta comunică ceva de genul nu te accept așa cum ești tu. Another way that we're different in our communication. Un alt mod în care suntem diferiți în comunicare. Is in our setting. Este în contextul în care o facem. The context of the way we talk. Modul în care comunicăm. They did a study where they put two chairs in a room. S-a făcut un studiu și s-au pus două scaune într-o sală. And they set the chairs side by side. Și le-au pus unul lângă celălalt. Every time but once when two men came in, de fiecare dată când au intrat doi bărbați, cu o singură excepție, they left the chairs side by side and just talked like this. Bărbații au lăsat scaunele unul lângă celălalt în aceeași direcție și au vorbit. For the women, every time they took the chairs and moved them face to face. Femeile când au intrat în sală, de fiecare dată au luat scaunele și le-au pus față în față. Because women highly value face-to-face conversation. Pentru că pentru femei, conversația față în față e foarte importantă. She wants to see your eyes. Ea vrea să-ți vadă ochii. See, men can even argue from room to room. Bărbații se pot certa dintr-o cameră în cealaltă. Women are like, I need to see your face. Femeile, ceva de genul, e nevoie să-ți văd fața când mă cer cu tine. Now, ladies, let me just ask you to kind of tuck this away. Tuck this one away in your head. Țineți minte lucrul ăsta și o să vă întreb ceva. In an argument, într-o ceartă, you desire to have face-to-face conversation. Voi doriți să aveți conversație față în față. And many times you'll get right up close to the guy's face. Și de multe ori vă apropiați foarte mult de fața bărbatului. For a man that sends all the wrong signals. Pentru un bărbat asta trimite toate semnalele greșite posibile. Because if two men get in each other's face, pentru că dacă doi bărbați vorbesc față în față aproape unul de celălalt, this thing's gonna go bad. O să iasă prost. And so when you get in his face, de aceea când intrați în fața lui, he pulls away. El se retrage. When he pulls away, you're thinking, where are you going? Și când se retrage, voi vă gândiți, unde crezi că pleci? But he's doing it out of honor. Dar face asta din respect pentru voi. Because he never wants it to turn physical. Pentru că nu vrea ca acel conflict să ia o latură fizică. And so, when you have an argument, și de aceea când aveți o ceartă, even though you need face-to-face conversation, chiar dacă e nevoie de conversație față în față, make sure you leave space. Dați-i spațiu. And he'll stay with you in the conversation. Și o să rămână cu voi în conversația respectivă. Another thing about the way men try to communicate. Un alt lucru despre modul în care bărbații comunică. I said earlier we like this side by side thing. Spuneam mai devreme că ne place să stăm unul lângă celălalt, umăr la umăr. But many women, that's not how you communicate.
Pentru femei, nu așa comunică ele. If I ask you to picture having a very good conversation with your very best girlfriend, dacă v-aș cere vouă ca și femei să vă gândiți la cea mai bună conversație cu cea mai bună prietena voastră, it would look something like this. Ar arăta cam așa. You're both sitting on a couch. Amândouă stați pe o canapea. Your bodies are turned towards each other. Dar întoarse una spre cealaltă. You're drinking coffee. Beți o cafea. And you're just talking. Și vorbiți. Now, I want you to picture having that same conversation, but what would be an ideal conversation with your man? Acum vreau să vă gândiți la aceeași conversație, cum ar fi cea ideală cu bărbatul din viața voastră? In most women's mind, it looks exactly like that. În mintea multor femei arată exact așa. Now, take yourself off the sofa and put the man's best friend on the sofa. Acum luați-vă pe voi și vă de pe canapea și puneți pe bărbatul vostru și cel mai bun prieten al lui pe canapea. Can you picture two men? Vă puteți imagina doi bărbați făcând asta? That's not how we communicate. Nu așa comunică ei. Most men communicate while they're doing something. Cei mai mulți bărbați comunică în timp ce fac ceva. It's one of the things to remember if you ever have a son. Dacă aveți un fiu, de exemplu. Some of the best conversations with a son is while you're in an activity. Cele mai bune discuții cu un fiu se întâmplă în timp ce faci ceva împreună cu el. And so in learning each other's communication style, de aceea, atunci când înveți stilul fiecăruia de comunicare, you learn how to give to each other in communication. Învățați cum să vă dăruiți celuilalt în comunicare. Every man needs to remember, fiecare bărbat are nevoie să-și amintească, I need to make sure I'm making eye contact. Că e nevoie să aibă contact ochi în ochi cu soția lui. Every woman needs to understand, fiecare femeie trebuie să înțeleagă, that if he's not making eye contact, că dacă el nu are contact vizual, it does not mean he doesn't care. Nu înseamnă neapărat că nu-i pasă. You learn to give to each other in communication. Învățați să vă dăruiți celuilalt în comunicare. One of the things my wife reminded me about once. Un lucru pe care soția mea mi-a amintit odată. That when we went for drives together, I talked more. Este că atunci când conduceam împreună, eu vorbeam mai mult. Why was that? De ce se întâmplă asta? We're sitting side by side. Stăteam unul lângă celălalt. And I was doing something. Și eu făceam ceva. Many times she'd say, "Can we go for a drive so we can talk?" Și de multe ori mă întreba, "Putem ieși cu mașina undeva ca să apucăm să povestim?" Another thing in communication. Un alt lucru legat de comunicare. It's another competing desire. O altă dorință care intră în competiție. Listening versus fixing. A asculta versus a rezolva. Years ago, I used to teach customer relationship. Cu mulți ani în urmă învățam pe alții ce înseamnă să menține relații cu clienții. And there were customer relationship seminars. Și erau niște seminarii despre relații cu clienții. And the seminars were how to deal with angry customers. Și seminarul se ocupa de cum să te ocupi, cum să faci față la clienți supărați. I remember one time we taught at the Orlando International Airport. Și odată l-am predat la aeroportul internațional din Orlando. And we're teaching to the people in lost luggage. Și le predam asta celor care se ocupă de bagaje pierdute la aeroport. Could you imagine having that job every day? Vă puteți imagina ce înseamnă să ai o astfel de slujbă în fiecare zi? People who had planned their Disney vacation and their luggage didn't show up? Oameni care au venit în Orlando ca să meargă la Disney World și au rămas fără bagaje. You'd have to have been really bad as a junior high kid for God to make you have that job. Trebuie să fi făcut multe păcate să te trimite Domnul într-o astfel de slujbă. But in this seminar we had one thing that we would teach. Dar în seminar era un lucru pe care noi îl predam. And it was called less is more. Care era mai puțin înseamnă de fapt mai mult. And less, L-E-S-S. Și mai puțin era L-E-S-S. All stood for something. Fiecare literă din acest cuvânt reprezenta ceva. It was listen. Ascultă. Empathize. Empatizează. Suggest. Sugerează. Then solve. Și apoi rezolvă. Listen. Ascultă. Empathize. Empatizează. Suggest. Sugerează. Then solve. Și apoi doar rezolvă. And we would say, if somebody's angry and they come to you, don't try to fix their problem. Și spuneam, dacă cineva e supărat și vine la tine, nu încerca să-i rezolvi atunci problema. Just listen to them. Și doar stai și ascultă-l. Let them vent. Lasă-i să se ventileze. And after they've done that, și după ce au făcut asta, still don't try to fix their problem. Încă nici atunci nu încerca să le rezolv problema. Empathize with them. Ci empatizează cu ei. And we would say, if your luggage didn't show up, you'd be upset too, right? Și am zice, da, și dacă bagajul vostru s-ar fi pierdut, și voi ați fi supărați. Tell them. Spune-le asta. And after you've done those first two things, și după primii doi pași, then you suggest what might could happen. Apoi doar sugerează ce s-ar putea întâmpla. And then you try to solve the problem. Și apoi încerci să le rezolvi problema. Well, several years ago, I was asked to speak at a marriage conference. Acum mulți ani am vorbit la o
conferință pe familie. And the conference was talking about communication and solving problems. Și era despre comunicare și despre cum să rezolvi problema. And I thought about this, less is more. Și m-am gândit la ce înseamnă asta, că mai mult, că mai puțin este de fapt mai mult. And it occurred to me that women tend to like the first two, men like the second two. Și mi-am dat seama că din cei patru pași, femeilor le plac primii doi în general și bărbaților le plac ultimii doi pași. Women tend to like listen, empathize. Femeilor le place să asculte sau să fie ascultate și să se empatizeze cu ele. Men like fixing or solving. La bărbați le place să rezolve problema. In my marriage, în căsătoria mea, with my first wife Lee, cu prima mea soție Lee, I finally got to the place where I would ask her this question. Am ajuns la punctul la care îi puneam întrebarea asta. She would begin talking about something. Ea începea să-mi spună despre ceva. And I would say, is this something you want me to fix or do you want me to just listen? Și o întrebam, vrei ca să rezolv asta sau vrei doar ca să ascult problema ta? Probably 70% of the time she just wanted me to listen. Și în cel mai multe cazuri, 70% ea doar își dorea să fie ascultată. My job was to listen. Și slujba mea era doar să ascult. But we came to realize something. Dar ne-am dat seama de ceva. That if we never then started solving it, că dacă nu începeam să rezolvăm problema, I would be frustrated. Eu eram frustrat. So with that idea of giving to each other, și ideea asta de a ne dărui unul celuilalt, we learned that I needed to make sure I listened to her. Eu trebuia să mă asigur că o ascult. And I tried to understand her feelings about it. Și să înțeleg sentimentele legate de asta. And then she would allow me to try to figure out how we would not happen again. Și apoi ea îmi permitea să-mi dau seama cum să facem să nu se mai întâmple încă o dată problema asta. Let me give you one more thing about the difference between men and women. Și încă un lucru legat de diferența între bărbați și femei. And it's found in the book of Ephesians. Și îl găsim în cartea Efeseni. And in Ephesians, Paul is talking about marriage. Și acolo Pavel vorbește despre căsătorie. And in one part he says, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for it. Și într-o parte spune bărbaților, iubiți-le nevestele cum Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. And when he gets to the very end of the chapter, și când ajunge chiar la finalul capitolului, he repeats that. He says, husbands, love your wives. Repetă asta și spune bărbaților, iubiți-vă soțiile. And he says to the wife, be sure to respect your husband. Și soțiilor răspunde, asigurați-vă că vă respectați soții. And in that verse, și în acel verset, he's giving us a key into understanding men and women. Ne dă cheia înțelegerii bărbaților și femeilor. The greatest need of a man is respect. Cea mai mare nevoie a unui bărbat este cea de respect. The greatest need of a woman is love. Pentru o femeie cea mai mare nevoie este de dragoste. That does not mean women don't need respect. Aia nu înseamnă că femeile n-au nevoie de respect. And it does not mean men don't need love. Și nu înseamnă că bărbații n-au nevoie de dragoste. But in terms of greatest need, dar ca și cea mai mare nevoie, men need respect. Bărbații au nevoie de respect. Women need love. Iar femeile de dragoste. I mentioned this last night that men define themselves by what they do. Spuneam aseară că bărbații se definesc prin ceea ce fac ei. And that usually equals respect to them. Și de obicei asta le comunică respect lor. Their work is a respect thing. Munca lor e o problemă de respect. It's one of the reasons why men trash talk. Ăsta e un motiv pentru care bărbații vorbesc de rău. Do you understand trash talk? Înțelegi ce înseamnă a vorbi de rău? Men tend to trash talk with each other when they play sports. Atunci când când fac sport bărbații, de obicei își aruncă cuvinte. They do that because they're getting at the respect of the other man. Și când fac asta, îl atacă pe celălalt bărbat la respectul lui. And they're hitting him at his heart. Și lovește unde îl doare mai tare, în inima lui. For women, the greatest need of love, pentru femeie cea mai mare nevoie e cea de dragoste. In my opinion is communicated this way. Și după părerea mea se comunică cam așa. I believe that women feel loved when they feel heard. Cred că femeile se simt iubite când se simt ascultate. In marriage counseling, în consiliere de familie, I have heard this statement over and over and it's always by a woman. Am auzit afirmația asta de foarte multe ori și totdeauna făcută de o femeie. I feel like he does not hear me. Simt că nu mă aude. She's not saying he doesn't have the ability to hear. Nu spune că el și-a pierdut capacitatea de a auzi fiziologică. She's saying he's choosing not to hear me. Și spune mai degrabă el alege să nu mă asculte. And after having heard that so many times, și după ce am auzit asta de foarte multe ori, I concluded this. Am tras concluzia asta. The opposite of love is not hate. Opusul dragostei nu este ura. The opposite of love is to be ignored. Opusul dragostei este să fii ignorat. Because being ignored is worse than being hated. Pentru că a fi ignorat e mai rău de multe ori decât a fi urât. It's actually the reason why I believe women raise their voices. Și ăsta e motivul pentru care de multe ori cred că femeile își ridică vocea.
I believe women raise their voices because they want to be heard. Cred că ele ridică vocea pentru că își doresc să fie auzite. Men raise their voices because they want to control. Bărbații ridică vocea pentru că vor să controleze. But men, dar bărbați, when you hear the woman in your life raise her voice, când auzi femeia din viața ta că își ridică vocea, that should scream to you. Asta ar trebui să spună ție. She's feeling ignored by me. Ea se simte ignorată de mine acum. There's a song that was popular in America. Era o melodie populară în America. It was sung by Aretha Franklin. Cântată de Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T, respect. Respect. But that song was written by a man. Dar cântecul a fost scris de un bărbat. Because men are always looking for respect. Pentru că bărbații caută întotdeauna respect. So here you have competing desires. Și aici din nou găsim niște dorințe care se opun unul celuilalt. A woman is looking for love. O femeie caută dragoste. A man is looking for respect. Un bărbat caută respect. If you're in a relationship, dacă ești într-o relație, a great conversation for you to have, o conversație foarte bună care poți o ai în relația ta, is for the woman to ask the man, what makes you feel respected? Este ca femeia să întrebe pe bărbat, ce te face să te simți respectat? And for the man to ask the woman, what makes you feel loved or cherished? Și bărbatul să întrebe pe femeie, ce te face să te simți iubită sau prețuită? It will usually open up a very good conversation between you. Și de obicei asta duce la o conversație foarte bună între voi. I remember one time I asked my first wife that question. Odată am pus întrebarea asta primei mele soții. I said, tell me something that makes you feel loved. Și am spus, spune-mi ceva ce te face să te simți iubită. It was amazing to me that she didn't even have to think for a second. Și a fost uimitor că nici măcar n-a trebuit să gândească o secundă măcar. And this is what she said. Și asta mi-a spus. She said, "You know when we're in a crowded room of people?" Știi că suntem într-o sală plină de oameni? And maybe we're on either side of the room? Și poate suntem în capetele opuse ale încăperii? And you catch my eye? Și tu îmi prinzi privirea? And you smile at me and wink at me? Și îmi zâmbești și îmi tragi cu ochiul? She said, "That makes me feel so cherished." Mă face să mă simt așa de special, așa de apreciată. I said, "Really?" Am zis, "Serios?" I thought, "I can do that." Am zis, "Pot să fac asta." But it was interesting when she said that. Dar interesant când a spus asta. The words she used to describe how it made her feel. Cuvintele pe care le-a folosit ca să descrie cum se simțea ea atunci. I did not have words in my vocabulary to describe. N-aveam cuvinte în propriul vocabular ca să descriu așa ceva. Because if she did that for me, pentru că dacă ar fi făcut asta pentru mine, I would certainly like it. Mi-ar fi plăcut cu siguranță. But it wouldn't do for me what it would do for her. Dar n-avea același impact în mine pe care l-avea în ea. And so when a man asks the woman in his life what makes you feel loved or cherished. Deci când un bărbat își întreabă pe femeia din viața lui ce te face să te simți iubită și apreciată. It's a very caring question. Este o întrebare care comunică faptul că îi pasă. Let me finish out our time by telling you why men and women are different. Și vreau să-mi închei timpul spunându-vă de ce suntem diferiți ca și bărbați și femei. Many times when people are in my office for marriage counseling. De multe ori când vin la mine oameni pentru consiliere maritală. They're very very frustrated with each other. Sunt foarte frustrați unul cu celălalt. And their great frustration is because they're so different. Și sunt frustrați pentru că sunt diferiți. Let me read a passage to you. O să vă citesc un pasaj. In Ephesians chapter 5, Paul is talking about marriage. I mentioned that earlier. În Efeseni 5, Pavel vorbește despre căsătorie. And the whole section is giving us pictures about why marriage is important. Și întreaga secțiune ne dă imagini despre de ce e importantă căsătoria. And in verse 30 he says this. Și în versetul 30 spune așa. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. Căci noi suntem modulare ale trupului său, carne din carnea sa lui și os din oasele lui. And then he goes on to say, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and the two shall become one flesh. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Taina aceasta este mare, mă refer la Hristos și la biserică. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Totuși fiecare dintre voi trebuie să își iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să își respecte soțul. The insights from this passage, I don't want you to miss. Și nu vreau să ratați ideile principale din pasaj. When he says I speak a mystery, Christ in the church. Când spune mă refer la o taină, la un mister, și anume la Hristos și la biserică. A mystery in the Bible is a truth revealed for the first time.
O taină în Biblie este un adevăr care este revelat pentru prima dată. And so for the first time he's revealing that the husband-wife relationship is the top human relationship. Și pentru prima dată dezvăluie faptul că relația între un bărbat și femeie este cea mai importantă relație interumană. It's above any other relationship someone can have. Este mai presus de orice relație pe care poate să aibă cineva. Once someone is married, it's above the relationship they have with their own children. Poate ce ești căsătorit este mai importantă relația asta decât relația cu copiii tăi. It's above the relationship they have with their own parents. Sau relația pe care o ai cu părinții tăi. So he's saying it's the top human relationship. And so he says, I speak a mystery, Christ in the church. Și apoi când spune, vorbesc despre o taină, Hristos și biserica. He's now saying that marriage is a model to understand what Jesus Christ has done. Spune apoi, practic, că căsătoria este un model prin care poți să înțelegi ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. So it pushes marriage to an even more important place. Și împinge căsătoria la un loc și mai important. But in verse 30 he says something interesting. Și în versetul 30 spune ceva interesant. He says, for we are members of his body, of his flesh and of his bones. Căci noi suntem mădulare ale trupului său, carne din carnea lui și os din oasele lui. And he's giving insight about something else about marriage. Și aici vine cu o revelație despre un aspect despre căsătorie. In the Bible there's also another picture about people who know Christ as their savior. În Biblie există o altă imagine folosită pentru oamenii care îl cunosc pe Hristos ca și Mântuitor. And we are referred to as the body of Christ. Și noi suntem despre noi se vorbește ca și când suntem trupul lui Hristos. And the body of Christ is made up of everybody who knows Jesus Christ. Și trupul lui Hristos este format din toți cei care îl cunosc și recunosc pe Iisus Hristos. So in Ephesians 5 when he says that we are of his flesh and of his bones and we are in his body. Și în Efeseni 5 când spune că suntem trupul lui, suntem He's saying that the husband and wife are a picture of the body of Christ, the church. Spune că relația dintre bărbat și femeie, dintre soț soție este o imagine a trupului lui Hristos, a bisericii. Well, in Romans chapter 12, there's another description about the body of Christ. În Roman 12 este o altă descriere despre trupul lui Hristos. And it says this in verse 4. Și spune așa în versetul 4. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. Pentru că așa cum într-un trup avem multe modulare și nu toate au aceeași funcție, so we being many are one body in Christ and individual members of one another. Tot astfel și noi, care suntem mulți, suntem în trup, un singur trup în Hristos, iar în mod individual ne suntem modulare unii altora. He's telling us that the body of Christ is made out of people very different. Spune practic că trupul lui Hristos este compus din oameni foarte diferiți. In 2 Corinthians chapter 12, în 2 Corinteni 12, he's going to talk about the body and he's going to say, if the whole body was an eye, where would the hearing be? Vorbește despre trup și se întreabă, dacă toți ar fi ochi, unde ar fi auzul? If the whole body was hearing, where would the smelling be? Dacă toți ar fi auz, unde ar fi simțul mirosului? Sau, da. And he's saying that every part of the body is important. Și spune că fiecare parte a trupului este importantă. And so in husbands and wives, și de aceea, ca și soți și soții, and men and women in their relationships, ca și bărbați și femei în relații, he's saying that we need to appreciate that we're different. E nevoie să putem să apreciem diferențele dintre noi. Because that's his design. Pentru că asta este dorința lui. It's interesting to me. Este interesant pentru mine. That when couples come in for marriage counseling, atunci când vin la mine cupluri pentru consiliere, the very thing that made them like the other person, Exact lucrul care a făcut să îl placă pe celălalt, is the thing that's now driving them crazy. Este lucrul care acum îi nebunește legat de celălalt. Before they got married, înainte să fie căsătoriți, they would say, oh, we could talk about anything. Spuneau, păi puteam vorbi despre orice. And now they're saying, we talk things to death. Și acum zic, păi vorbim până nu mai putem, vorbim prea mult împreună. He'll say things like this. El spune cam așa. Oh, when we first met, I loved the fact that she could plan so well. Când ne-am întâlnit, mă bucuram de faptul că ea putea să planifice așa de bine. And now he's saying our life is planned out all the time. Și acum zice, viața mea e un calendar plin tot timpul. And in essence he doesn't appreciate the fact that this is the same person. Și în esență el nu mai apreciază faptul că ea a rămas la fel înainte și după căsătorie. And because he's selfish, și pentru că este egoist, he's basically saying to her, I want you to be like me. Practic el îi spune, vreau ca să fii exact ca și mine. And in dating relationships, când ești în faza de curtare, de prietenie, and in marriage, și în căsătorie, many times that's the message that's given. De multe ori, ăsta e mesajul care este transmis celuilalt.
If you were more like me, this would be better. Dacă ai fi exact ca și mine, atunci am fi în regulă. If you thought like I thought, we would do better. Dacă ai gândit cum gândesc eu, ne-ar fi mai bine. If you communicated like I communicate, we'd get along better. Dacă ai comunica așa cum eu comunic, ne-ar merge mai bine, am comunica mai bine. Rather than appreciating the fact that no, we are different by purpose. În loc să apreciem faptul că suntem diferiți cu un scop. And if you are drawn to a relationship with somebody, și dacă ești atras într-o relație cu cineva, you are fooling yourself if you think they're going to change eventually. Te înșeli dacă crezi că ei se vor schimba după căsătorie. Because our personalities are pretty well set. Pentru că noi suntem destul de fixați ca și personalitatea. If you're in a relationship with somebody who is introverted, dacă ești într-o relație cu cineva care este introvertit, they're not going to all of a sudden start acting extroverted. Nu o să devină extrovertiți peste noapte. If you're in the relationship with somebody who is a process thinker, dacă ești într-o relație cu un om care gândește așa printr-un proces, are un proces de gândire mai lung. A process thinker is somebody who has to do everything inside their brain and then they tell you what they think. Un om care prima dată stă mult și gândește și apoi spune ce gândește. They're not going to all of a sudden start acting like someone who processes out loud. Nu o să devină peste noapte un om care procesează gândurile și vorbindu-le. People who process out loud have to talk about the situation. Un om care procesează prin vorbire are nevoie să vorbească ca să își clarifice și lui ceva. And when you get to the place where you accept the other person, și atunci când ajungi să te accepți reciproc, you find that the relationship seems so much more easy. Realizezi că relația e mult mai ușoară decât părea. And if it's beyond expecting but appreciating, și dacă nu ajungi doar să ai așteptări, ci să apreciezi pe celălalt, then the relationship thrives. Relația începe să fie frumoasă și din abundență. Because that's God's design. Pentru că aceasta este dorința Domnului pentru tine. If you are in Christ, you're in the body of Christ. Dacă ești în Hristos, ești parte din trupul lui Hristos. And Christians are all different from each other. Și creștinii sunt diferiți unul de celălalt. If you're in marriage, you're a picture of the body of Christ. Dacă ești în căsătorie, ești o reflecție a trupului lui Hristos. And you're supposed to be different from each other. Și e normal că ești diferit față de celălalt. Because you don't want to be married to the exact same person. Pentru că nu vrei să fii căsătorit cu un om care este exact ca și tine. That would be so boring. Ar fi foarte plictisitor lucrul ăsta. You should talk to, if you're not married, you should talk to some people that are married. Dacă nu ești încă căsătorit, ar trebui să vorbești cu unii care sunt. And you should let them tell you stories about how fun it is being different. Și să-i lași să spună povestiri despre cât de amuzant este să trăiască cu un om diferit de el. And generally it's people who've been married for a long, long time. Și în general oamenii care au căsătorit de mult timp, they've come to realize that's a good thing. Ajung să-și dea seama că e lucru bun să fii diferit. Give the relationship time. Dă-i timp relației tale. Many people run from relationships as soon as they realize we're not the same. Mulți oameni încearcă să fugă din relație în momentul în care realizează cât de diferiți sunt. If you've come here this evening, dacă ai venit aici în seara asta, and you hear me talking about the body of Christ and the mystery of Christ in the church, and you're like, dacă mă auzi vorbind despre trupul lui Hristos și taina lui Hristos în biserică și ești mirat, what is he talking about? Oare de ce vorbește omul ăsta? Can I just share one last thing? Dă-mi voie să mai împărtășesc un singur lucru. I believe there are three things that make a successful marriage. Cred că există trei lucruri care fac o căsătorie să aibă succes. And those three things have to be in place for the relationship to be successful. Și cele trei lucruri e nevoie să existe acolo pentru ca să existe o relație de succes. The first is physical connectedness. Primul este conectare fizică. It's not just having sex. Și nu e vorba de a avea relație intimă. It's that there is a physical dynamics of tenderness in the relationship. Ci există o relație de tandrețe fizică în relație, un aspect de tandrețe. It's the still holding hands, it's still light touch with each other. Faptul că încă te ții de mână cu celălalt, faptul că încă ești în contact fizic cu celălalt. And marriages that are successful usually always keep that dynamic to them. Și căsătorile fericite în general mențin această dinamică de tandrețe reciprocă. The second thing has to be emotional safety. Un alt lucru este cea de siguranță emoțională. I have to believe you accept me for me. Trebuie să pot să cred că tu mă accepti așa cum sunt. And I have to know that even if we disagree. Și trebuie să știu că și dacă avem păreri diferite. Even if we passionately disagree. Chiar dacă avem păreri diferite și le susținem în mod pasionat. You're not going anywhere. N-o să mă părăsești. The third thing. Al treilea lucru. There has to be spiritual connectedness. E nevoie să existe conectare spirituală între cei doi. A spiritual oneness. O unitate spirituală între cei doi. Where we see God the same way. Unde îl vedem pe Dumnezeu în același mod. In my opinion, it's like a three-legged stool. După părerea mea, este ca și un scaun cu trei picioare. If you kick out one of the legs, dacă dai la o parte un picior, it's going to fall over. Va cădea.
And all three things intertwine with each other. Și toate cele trei sunt conectate unul cu celălalt. When couples come into my office, când vin la mine în birou cupluri, and they want to say that they're having struggles in their sex life as a husband and wife, și îmi spun că au probleme în viața intimă, în viața sexuală, ca și soț și soție, rarely that's the problem. Foarte rar aceasta este cu adevărat problema. The problem is that there's already emotional distance between the two of them. Problema e că cei doi sunt la distanță emoțională foarte mare. And that's why they're struggling to have intimacy with each other. Și de aceea le este greu să aibă intimitate fizică împreună. All three intertwine because we are body, soul and spirit. Toate trei se leagă pentru că noi suntem trup, suflet și duh în același timp. And we're made to connect body, soul and spirit with each other. Trebuie să ne conectăm trup, suflet și duh în același timp. So that spiritual component is huge. Și pentru mine această componentă spirituală este de o importanță imensă. And you may be thinking, how do I have the spiritual component? Și poate te gândești acum, cum pot să am această componentă spirituală? Well, in the passage I was referring to earlier, Ephesians. În pasajul pe care l-am citit mai devreme din cartea Efeseni, where God says this. Dumnezeu spune asta. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for it. Bărbaților, iubiți-vă soțiile cum Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. He's saying that men are to love their wives the same way Christ loved us. Spune practic că bărbații sunt chemați să iubească soțiile la fel cum Dumnezeu, cum Hristos ne-a iubit pe noi. And Christ loved us so much that he died for us. Și Hristos ne-a iubit așa de mult încât a murit pentru noi. But he didn't just die to die. Dar n-a murit doar ca să moară. He died to take upon all the sin upon himself. El a murit ca să ia asupra lui toate păcatele omenirii. He took every sin you and I have ever done. A luat orice păcat pe care tu și cu mine l-am făcut vreodată. And he paid for it completely. Și a plătit pentru toate păcatele în mod perfect. Every wrong thing we've ever done in the past. Orice rău pe care l-am făcut în trecut. Every wrong thing we do today. Orice păcat pe care îl facem astăzi. And every wrong thing we will ever do. Și orice păcat pe care îl vom face vreodată. Was paid for when Jesus Christ died on the cross. A fost plătit, a fost acoperit atunci când Hristos a murit pe cruce. And he's saying that if you would believe that. Și el spune că dacă noi avem încredere în el și credem asta. If you would trust him as the one who did that for you. Dacă ne punem încrederea în el că el a făcut asta pentru noi. He would give you as a free gift eternal life. El ne dă ca și un dar fără preț viața veșnică. For by grace have you been saved through faith. Biblia spune că suntem mântuiți, suntem iertați prin credință, prin har. And that not of yourselves. Și nu e ceva ce facem noi înșine. It's the gift of God. Ci este un dar de la Dumnezeu. Lest any man should boast. Pentru ca nimeni dintre noi să nu se poată mândri că a primit mântuirea pe merit. Over and over God says I have a gift for you. În multe locuri în Biblie Dumnezeu spune am un dar pentru voi. And I've discovered a lot of people are trying to work for a gift. Și descoper că mulți oameni încearcă să muncească pentru un dar. They're promising God, I'll do things for you. Și promit lui Dumnezeu, o să fac lucruri pentru tine. I'll walk old ladies across the street. O să trec bătrâniți stradă. They're trying to do something that they believe God will accept them. Fac lucruri care să compenseze și să-l facă pe Dumnezeu să-i primească. And he says, but I have a gift for you. Și Dumnezeu spune, am un dar pentru voi. It would be like this. Ar fi cam așa. Daniel has done a great job interpreting. Daniel a tradus. If I were to say to Daniel, thank you for doing this. Și dacă i-aș spune, mulțumesc că ai făcut asta. And as an appreciation for what you've done. Și ca și apreciere pentru ce ai făcut. I have a gift for you. Am un dar pentru tine. And I give him the keys to a Porsche. Și aș da cheile de la un Porsche. And I say to him, I want you to have this brand new Porsche as a thank you for what you've done. Și aș spune, vreau să ai acest dar ca și mulțumire pentru ce ai făcut. If Daniel looks at me and says, oh, Paul, that's too much. Și dacă Daniel, dacă eu spune, Paul, știi, e prea mult. And he reaches into his pocket. Și mi-aș băga mâna în buzunar. And he pulls out a little bit of money. Și a scot așa niște bănuți. About $5 American. Să zicem vreo $5. And he says, I'd feel better if you take $5 for the car. Și zice, iau mașina dacă primești banii ăștia, că mă simt eu mai bine că am făcut ceva. If I take $5 for the car. Dacă el ar lua $5 pentru mașina asta. You can no longer call it a gift. N-ar mai fi dar în primul rând. It's a purchase. Ar fi cumpărat. Now it may be the very best purchase in the world for a Porsche. Poate ar fi cel mai bun deal din lume pentru un Porsche. But you cannot call it a gift. Dar nu mai poți numi un dar. Because I took something for it. Pentru că am luat ceva pentru el. God says I have the gift of eternal life for you. Dumnezeu spune că pentru tine am darul vieții veșnice. And you cannot work for a gift. Și nu poți munci pentru un dar. You can only receive it. Le poți doar primi. Just like Daniel can only take the keys. La fel cum eu aș putea doar să primesc cheile mașinii. Walk out to the car. Să ies, afară mașina, să pornesc. Drive off. Să plec. And wave at all of you. Și să fac cu mâna la toți. And you all wish you had done his job. Și toți vă doriți să fi fost în locul meu.
The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord is what the Bible says. Biblia spune că darul lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. And perhaps you've believed all your life that you had to work to earn God's favor. Și probabil că ai crezut toată viața că e nevoie să muncești ca să primești dragostea lui Dumnezeu. That's not what this book says. Nu spune asta Biblia. It says for God so loved the world. Spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, that he gave his only son, că a dat pe singurul lui fiu, that whosoever believes in him, pentru ca oricine crede în el, would have eternal life, să aibă viață veșnică. I gave this illustration this morning. Look up here just a second. Am făcut în dimineața asta un exemplu. If we let my right hand represent you and me and everybody in the world. Dacă mâna mea dreaptă reprezintă pe tine și pe mine și pe toți oamenii din lume. What is this? Ce asta? It's my hand, I realize it, but it's mâna you mea, and me. Știu, dar suntem noi toți. And everybody in the world. Și toți oamenii din lume. And we'll let my wallet represent sin. Și dacă portmoneul meu reprezintă păcatele. Everything we've ever done wrong. Tot ce am făcut noi vreodată greșit. Anything we've done against God's standard. Tot ce am făcut împotriva standardelor lui Dumnezeu. The Bible says my sin separates me from God. Biblia spune că păcatul meu mă separă de Dumnezeu. He cannot allow sin in his presence. Nu poate permite ca păcatul să coexiste în prezența lui. If we let my left hand represent Jesus Christ. Dacă stânga mea l-ar reprezenta pe Hristos. He was God who became man. El a fost Dumnezeu care a devenit om. He died on the cross. A murit pe cruce. And he took all sin upon himself. Și a luat toate păcatele asupra lui. And he paid for it completely. Și a plătit pentru ele în mod complet. And he says to you and me. Și ne spune apoi nouă. If you will believe that. Dacă tu crezi asta. If you will trust that. Dacă ai încredere în asta. I will give you the gift of eternal life. Eu îți dau darul vieții veșnice. For God so loved the world. Fiindcă Dumnezeu așa de mult a iubit lumea. That's you and me. Adică pe noi, that he gave his only son, încă și-a dat pe singurul său fiu, that whosoever, anyone who believes in him, pentru ca oricine crede în el, believes what? Ce să creadă? That Jesus died for their sin, că Iisus a murit pentru păcatul meu, that person would not perish, că acea persoană să nu piară, but would have everlasting life, ci să aibă viață veșnică. Before you leave this place tonight, înainte să pleci din sala asta în seara asta, you can know heaven as your home. Poți să cunoști cerul ca și casa ta. You can be in a right relationship with God. Poți să fii într-o relație corectă cu Dumnezeu. So I'm going to ask you to close your eyes and bow your heads. Și vreau să te rog acum să-ți închizi ochii și să-ți pleci capul. With no one looking around, please. Și n-aș vrea ca nimeni să se uite în jur. Perhaps you've believed all your life that you had to be good to earn God's favor. Poate ai crezut toată viața că e nevoie să fii bun ca să meriți dragostea lui Dumnezeu. And you probably gave up on that a long time ago. Și poate ai renunțat și la mai fi bun de mult timp. Because you realized you could never be good enough. Pentru că ai realizat că nu poți să fii destul de bun. To go to heaven you don't have to be good. Pentru a merge în cer nu e nevoie să fii bun. To go to heaven you have to be perfect. E nevoie să fii perfect. As perfect as God is. Și la fel de perfect cum e însuși Dumnezeu. And that's why Jesus Christ came. Și de ce a venit Hristos? Because he paid the debt that we could not pay. Pentru că l-a plătit plata, datoria pe care noi nu ne putem permite să o plătim. And he gives us the opportunity to stand righteous before God. Și ne dă ocazia să stăm îndreptățiți sau curați înaintea lui Dumnezeu. And right where you're sitting. Și acolo unde stai în seara asta. If you've never believed in Jesus. Dacă încă n-ai crezut în Iisus Hristos. You can do that right now. Poți să crezi în el chiar acum. We're not going to call you down front. Nu o să vă chemăm în față. We're not going to embarrass you in any way. Nu o să vă facem să vă simțiți expuși într-un mod. But you can talk to God right in your mind. Dar poți să-i vorbești lui Dumnezeu chiar acum în mintea ta. He knows what you're thinking. Pentru că știe exact ce gândești. And you can say this to him in your mind. Și poți să spui ceva de genul ăsta în mintea ta. Lord, I understand that I'm a sinner. Doamne, înțeleg că sunt păcătos. I know that I've done things wrong. Știu că am greșit în multe părți, în multe feluri. But tonight for the first time I understand that Jesus died for me. Dar în seara asta înțeleg pentru prima dată că Iisus a murit în locul meu. He paid for all of my sin. Că el a plătit pentru toate păcatele mele. And he's offering me eternal life if I would believe he did that. Și că el îmi oferă o viață veșnică dacă îmi pun încrederea în el. On the authority of God's word, if you do that, you have everlasting life. Prin ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu Biblia, dacă faci asta, ai viață veșnică. In the Bible it says, truthfully, truthfully, I say to you. În Biblie se spune, adevărat, adevărat vă spun. He who believes on me. Cel care crede în mine. Jesus was talking there. Și Iisus vorbește aici. He who believes on me has everlasting life. Cel care crede în mine are viață veșnică. Wouldn't you trust him tonight as your savior?
Te invit ca în seara asta să-ți pui încrederea în El ca și Mântuitorul tău. Lord, I know I'm a sinner. I've done things wrong. Doamne, știu că sunt păcătos și că am făcut multe greșeli. But today, for the first time, I understand Jesus died for me. Dar azi, pentru prima dată, înțeleg că Iisus a murit în locul meu. I believe that Jesus Christ died. Cred că Iisus a murit pentru mine. And paid for my sins. Și a plătit păcatele mele. I'm trusting Him only as my Savior. Și îmi pun încrederea în El ca și Mântuitorul meu. If you're doing that, I'd love to pray for you. Dacă ai făcut asta, dacă ai spus asta, m-aș bucura să mă rog pentru tine. And I told you I would not embarrass you. Și ți-am spus că nu să te chem în față. But with eyes closed and no one looking around. Dar în timp ce stăm așa cu toți ochii închiși și fără să ne uităm în jur. If you would like me to anonymously recognize you for the closing prayer. Dacă vrei să mă rog pentru tine în mod anonim acum la final. I would love to do that. Îmi doresc să fac asta. So in just a second. Și doar pentru o secundă. If you trusted Christ tonight, I'm going to ask you to raise your hand. Dacă ți-ai pus încrederea în Hristos, vreau să-mi arăți asta ridicându-ți mâna ca să te văd. Raising your hand does not save you. Ridicarea de mână nu te mântuie. It's only you putting your faith in Christ. Ce te mântuie este atunci când tu îți pui încrederea în Hristos. If you're trusting Christ tonight, și dacă îți pui încrederea în Hristos în seara asta, would you just slip your hand up and put it right back down? Te rog, ridică-ți mâna foarte scurt ca să te văd și apoi pune-ți mâna jos. God bless you. Domnul să te binecuvinteze. Am văzut. Și acolo, și acolo, și pe tine. Many hands, you can put them down. Le puteți pune jos mâinile acum. Anybody else? I'm trusting Christ tonight. Dacă mai sunt și alții. God bless you. Domnul să te binecuvinteze. Well, let's pray together. Hai să ne rugăm împreună. Heavenly Father, I do thank you for your Bible. Tată din cer, îți mulțumesc pentru Biblia ta. Lord, I thank you for what it says about eternal life. Mulțumesc pentru ce ne spune legat de viața veșnică. And that Jesus died for us. Și că Iisus a murit pentru noi. And Lord, I thank you for these who have trusted Christ tonight. Mulțumesc pentru cei care în seara asta și-au pus încredere în tine. Lord, help them to understand this is a one-time decision. Doamne, ajută-i să înțeleagă că e o decizie pentru veșnicie. And that they now belong to you. Și că acum, Doamne, îți aparțin ție. And Father, I pray that they would get a Bible. Doamne, mă rog și îmi doresc ca ei să primească o Biblie. And they'd begin to read about what you say. Și ca ei să înceapă să citească despre ce le spui tu acolo. The abundant life that you have for them. Despre viața din belșug pe care tu o ai pentru ei. And Lord, as we've talked about relationships. Și Doamne, pentru că am vorbit despre relații. Father, I pray for these men and women. Mă rog pentru cei care sunt aici, bărbați și femei. That more than anything else. Ca mai mult decât orice altceva. They would understand the desire and need to think about other people. Să înțeleagă nevoia de a se gândi la celălalt. And they would understand that there's a reason why they're different. Și să înțeleagă că este un motiv pentru care ei sunt diferiți. And they would appreciate the difference. Și să aprecieze diferențele dintre ei. And they would celebrate the difference. Și să sărbătorească diferențele dintre ei. Because that's by your design. Pentru că tu ai gândit lucrurile așa. And Lord, in the relationships that they're in. Și Doamne, în relațiile în care sunt. That they would strive. Mă rog ca ei să încerce. To understand the physical dynamic, să înțeleagă și aspectul fizic, the emotional dynamic, aspectul emoțional, and the spiritual dynamic, și cel spiritual. To enjoy what you've given them to enjoy. Pentru a se bucura ceea ce le dai tu, pentru a se bucura de aceste lucruri. And we pray this in the name of Jesus. Și ne rugăm asta în numele Domnului Iisus. Amen. Amen.